Doamne, a
Am uitat că mă trebuiesc și că coana după mele. Eu că am uitat să mai trăiesc, că atâtea gânduri doamne. Am uitat că mă trebuiesc și că coana după mele. Eu că am uitat să mai trăiesc, că sunt după anii unul cât eu unul. Vai, 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 viața mea oare să duc și eu. Am uitat de mine, unde-i tinereța mea? Să duc anii unul cât eu unul. Vai, 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 viața mea, să duc și eu mult am băgat de seama. Unde-i tinereța mea, bă? Este vreme pentru patima și dor. Timpul nu-ți sunt cu mine, ca și bani nu până mor. Am crezut că este vreme pentru patima și dor. Timpul nu-ți sunt cu mine, ca și bani nu până mor. Că să duc anii unul cât e unul. Vai, 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 viața mea, să duc și eu mă am uitat. Să duc anii unul cât e unul. Vai, vai, viața mea, să duc și eu am băgat de seamă. Unde-i tinereța mea, bă? Are o răscruce viață și după ce să alegi drumul, dar nu poți merge numai în față. Fiecare dintre noi are o răscruce viață și după ce să alegi drumul, dar nu poți merge numai în față. Că să duc anii unul cât e unul. Vai, 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 viața mea, să duc și eu am uitat de mine. Unde-i tinereța mea? Să duc anii unul cât e unul. Vai, 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 viața mea, să duc și eu am uitat de mine. Unde-i tinereța mea, mă? Așa genică. Și te cu pixelul pe
Dar trăiți cu folos, măi, și greșiți frumos, măi. Și de măcinerică, pentru naș, pentru moș, pentru păcatul de mână și pentru toată lumea. Bine, bine! Că iubiți, dar trăiți cu folos, măi, și greșiți frumos, măi. Așa, ginerică, așa, lasul, măi, bună, haide, 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 și cu una bună, bine, bine. Te-am cunoscut din întâmplare, la ce n-a la Hercolare. Păi vina mea e vina ta,
că te-ai jucat cu viața mea. Păi vina mea e vina ta, că tu m-ai vrut să fii așa. Bine! Și dacă soarta ne desparte,
și nu ne putem vedea. Aștept mândru de la tine, dar nici cum nu-i vină mea. Dacă soarta ne desparte și nu ne putem vedea, aștept mândru de la tine, dar nici cum nu-i vină mea. Am dușman din multe sate, ce mă dușmănesc, am lucrat și m-am de toate și bine trăiesc. Am dușman din multe sate, ce mă dușmănesc, am lucrat și m-am de toate și bine trăiesc. Dușmanii, dușmanii, mă vorbesc cu manii, dar tot cu vorbele mele, vai zilele mele. Dușmanii, dușmanii, mă vorbesc cu manii, dar tot cum o vorbele mele, vai zilele mele, mă. Pare rău că anii trec și când vă gătrânesc, nu pare
rău ca la nitrecă și mă vătrânesc. Aruncat, eu albit mai, picioarele m-au lăsat și m-au împătrânit. Aruncat, eu albit mai, picioarele m-au lăsat și m-au împătrânit. Și din sat în sat, multă dragoste am purtat, măi, și cu mândrăgă și cu alta, și din sat în sat, măi.
Ginerica, trăiască nașul mare. Iau, Ginerica. Feciorie, feciorie, de te-aș mai avea. Nu te-aș da la nicio fată și mi te-aș păstra. Bine a mai fost fecior, dar bine și însura. Ce n-aș da pe nume, Doamne, să mai fiu băiat. Mule ți-am trăiască, mule ți-am trăiască, la mule ți-am. Ginerica să trăiască, bărbierul și nașul să trăiască, la mule ți-am. Nașa nu vrea. Nu. Nu. Și strică rog. Și poți să și gaură. Da, mă, dă-i cu gaură, mă, cum vrei tu. Iau să trăiești. Cum știu ce mai simt. Nu, tragem aici. E cum o pice de mine la urmă. Mai tragem. Trag, ca n-ar mă. Matei. Așa. Matei. Și o melodie frumoasă. Ia-o, soacra mare. Să vă trăiască băiatul. Ia-o, soacra! Am băiat și vară mâine, urmași tu pe mine în nume. El e rodul zilelor, băiatul-i moștenitor. Am băiat și vară mâine, urmași tu pe mine în nume. El e rodul. Trăiască nașii moșii. Aia cu
moșule, puțin e cam iubăreț, moșule. Avem auște scurtăreț, moșule, puțin e cam iubăreț, moșule. Hai, da, moșule, ia ascultă muzica. Hai, da, moșule, hai și șoacă moșica. Hai, da, moșule, ia ascultă muzica. Hai, da, moșule, hai și joacă moșica. Așa cine e? Thank you.
ați venit? Bani jos! Bani jos, dacă vrei să fiți mireasă! Opa! Na. E de chef, asta înseamnă chef! Da, pe fie că e băiat de apă! E băiat de apă! Bun, bun! Are emoții, aveți emoții! Ca să iei mireasă trebuie să scoți banii, de acum încolo... N-ai încotro! Porta s-a închis și că se deschide doar cu bani. Pe care ai? Nu cere nimeni cât, nu spune nimeni cât trebuie să dai. O să fac chef acum, nu? Chef mare. Aaa, tu ce să mai fă, dar tu... Deci n-ajunge, ia să vedem. Nasul mars rău. Nasul, moșul. Și nasul și moșul să vină să-l ajute pe generica care are nevoie. Fii atent, cu tine cum să vorbesc, să-ți iau trei butoaie de bere sau să-mi fac, să dau bagă? Jambeca, lasă-le, bere de pe acolo, nu aici. Îți iau pentru acolo, la magazin. Acolo bem. Păi nu, păi să-i iau acum. Nu, nu, nu. Vino cu aia, nașule, că nu te urmări. Sunt probleme când dați jandarmeria. Domnule, orice se negociază, da? Da, orice corect. Aș cerut 200 de lei de fiecare. Asta înseamnă 600. 250 de fiecare. Negociem în jos, nu în sus. Da. Și în sus se negociază. Nu știți, negociați ca nepții, nu-i bine. Nu-i bine. Hai, scoateți. Samsari, da, jos. Hai să-i lăsăm la 140. De puțin, toți, a? De toți. De toți. De toți. Gata, gata. Nu face 500 în 3, că nu prea știu să-i împărțim. Bă, dar nu. Deci sunteți 5, da? 4 sunteți. Păi atunci cât 1 milion de fiecare, ia sunt 4 milioane, nu? Nu, nu 5. Păi nu se împart. E cu virgulă. Trebuie să dai și la lautari și de aia. Bă, de lautari. Asta e cu șpagă, așa. Da, e și cu noi. Bun, atunci 7 milioane și Hai, scoate-și, că spună că ăștia-i bea, ăștia-i bea repede. Și vin după aia la noi. Haideți, lăsați-i să dea... Păi nu, stați așa puțin. Să vadă mireasa întâi. Mireasa e aici. Deci oamenii plătesc... Da, dar nu plătim așa fără să vedem. Și trebuie să vadă mireasa, dacă nu e ce trebuie. Dacă nu e ce trebuie, haideți să, hai să-i lăsăm așa și le mai luăm când pleacă. Dar ne arăt mireasa mai întâi și mai pune 50. Păi nu, să vedem mireasa. Mireasa acum să machiază. Sau lasă-l măcar pe generică să intre, să ne dea ok-ul, că e ce trebuie. Dați-mi mie banii și vă caut-o mai târziu. El nu vrea la poartă. Haide, dați-vă. A, intră generică, s-o vadă. Intră s-o generică. Și bani plătesc sau acum plătesc? Nu, nu, da, ajunge acum. Și diferența la ieșire. Da. Bun, gata, s-au înțeles. Dacă nu trebuie să-ți mai dăm noi, sau cum? Hai, dar să te ieși așa acum. Nevastă, unde ești nevastă? Nu e aici. Hai de aici. Vă faci fată frumosă. Lăsați pe aici să mă ardă aici, intrai în balamu. Iata, e ce trebuie. E a mea, mă. Hai, generică, mai repede, că stăm în soare aici. E a mea. Da, mă, ia-i. Hai, da. N-are nicio, operație, nimic, ia-i. N-are nicio operație, nimic, ia-i. E bine, da? Aplauze pentru mirii noștri! Pentru nevasta mea! Haideți, poftiți la coră! Alături de miri, de nași, de moși, de socri! Haideți, haide! Și cu patul de mână! Super,
bucur supărare. Când te cuită alienare, la fel de tu și gură fie, lai, la, 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 că de rău așa să fie, lai, la, 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 la. Și cu răchie, lai, la, 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 cât e rău așa să fie, la. Hai nevoie bună! Bine, 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 bine! Așa generică! Bine, bine, bine! Am venit la oameni, am venit la oameni în bun și nu nu-mi duce până în luni. Am o petrece și-o cânta, lai la 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 la, așa-i frumoasă viața, lai la 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 la. Am o petrece și-o cânta, lai la 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 la, așa-i frumoasă viața, lai la 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 la. Amare valoare, da, da, viața mea. Da,
pus la inima mea. Thank you.
ce dragă renuță, nu mai să păci de tot. Renuță, dragă renuță, fără tine nu mai poate. Renuță, dragă renuță, nu mai să păci de tot. Renuță, dragă renuță, fără tine nu mai poate. Poate să plouă poasă lingă, poate să fie vreme rea, și poate să bată piatră mare, tot pe tu la renunța. Poate să plouă poasă lingă, poate să fie vreme rea, și poate să bată piatră mare, tot pe tu la renunța. Ești o stea, vreau să fiu iubita mea. Păi ești o stea, ești o stea, vreau să fiu aleasa mea. Păi tu pe tine ești al tău toare, fa-t-o jur că n-am să mor. Tu pe tine ești al tău toare, fa-t-o jur că n-am să mor. Haide! Și m-a băgat în păcat, tipul tău m-a fermecat. Și m-a băgat în păcat, obișnuit așa. Păi după tine și-al tău doare, fa-t-o jur că n-am să mor. După tine și-al tău doare, fa-t-o jur că n-am să mor. Thank you.
roagă crecuță, verde de brad, le-am așezat cap la cap, crecuță, verde de brad. Cu șentrile frumoșele, lai-la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 , și cu patru de duriele, lai-la-la-la-la-la-la, să stau și eu cu mândră, lai-la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 , să fac dragoste cu ea, uite așa și uite așa, să stau și eu cu mândră, lai-la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 , ca să mă iubesc cu ea, lai-la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 . Floricile de pe vale, adunați-vă pe tale, să vă strâng într-o bună, n-așa ca ca să-mi o bună. Poți nașă vina frumoasă, că astăzi este mireasă. Pune-i nașă, boal brodate, că de azi s-a măritat, măi. Fă-ți nașă vina frumoasă, că astăzi este mireasă. Pune-i nașă, boar brodate, că de azi s-a măritat, măi. Așa, așa, hai și un chiuit pentru mirezica noastră! Ia-ți mirezica! Nașă eu stăm în oglindă, dar mama trece prin tine. Și mă duc după bărbat, o neiepetelor dat, mă. Și mă duc după bărbat, măi, o neiepetelor dat, mă. Acum vine mirele și frumos ca soarele, mă. La biserică plecăm, dragoste să ne jurăm. Trăiască divinoșii frumoși! Mulețean trăiască, mulețean trăiască, la mulețean. Mirii să trăiască, nașii să trăiască, la mulețean. Mulețean trăiască, mulețean trăiască, la mulețean. Mirii să trăiască, nașii și moșii să trăiască, la mulețean. Exact.
nunta, asta-i nunta anului. Cântă muzicanții și cântă cu foc, hai la nunta anului. Mirii noștri de astăzi să aibă noroc, asta-i nunta anului. Și hai cu mâinile pe sus, haină muzica ți-a dus. Cu mâinile sus să vă înveseliți, mulți ani să trăiți și să vă iubiți. Thank you.
am îndurat același drum pentru cea mai sexy soacră mică. Ia să vedem soacră mică care este. Să ridice mâna sus! Hai băieți! Sus! Trăiască soacră mică! Așa, așa, așa! Și s-a sălășit între oameni
ca să surbe trănia ta pe oameni să-i zbăvească. Cel ce pe lemnul crucea virui puternicile potrivnice, soarele întunecându-se-și pământul plătinându-se, care zdrobi cu moartea pe moarte și-a surpat pe cel ce avea stăpânirea morții. Te jur cu numele Lui Dumnezeu care arăta pomul vieții și-a rânduit herbin și s-a dat în foc, ce se întorcea de străjuia, cu tremură că își te depărtează, că își te jur cu numele aceluia care umblat ca pe usca pe valurile mării, a certat vânturile, a cărui căutătură se apă vânturile și groază lui topește munții ca același acum îți poruncește prin noi. Teme-te, ieși-te, depărtează. De la zbirea ta aceasta să nu te întorci. Este ascuns în ea, nu se întâmplă în ea, nu se lucrezi. Împotriva ei nu joacă, în ziua nici în viață, nici la viață. Și te bunia cu tău până în ziua cea mare, lui plecăță. Teme-te de Dumnezeu, cel ce șagă pe izbire și caută spre adâncuri, de care se cutremură îngeri, arhanghelii, scaunele, domnile, începătorile, stăpânirile, puterile, hărbinice, comoți, serafimii, cel cu câte șase ani, de care se cutremură cerul, pământul mare și toate câte sunt în ea. Ește, depărtează. De la cea însemnată nouă aleasă ostașă lui Hristos, Dumnezeu nostru, că-și te jucă cu numele aceluia care umblă pe aripile vânturilor, face pe îngerii să-i bucuri și pe slugile sale tare de foc. Ești-o depărtează de la zidirea ta aceasta, cu toată puterea ta și cu toți slujitorii tăi, că s-a prea slăbit numele tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să vă rugăm. Amin. Doamne, să vă rog Dumnezeu, Israel, Cel ce tămăduiești toată boana și neputința ta, ceară cu cel ce te azi, fi depărtează de la toată lucrarea diavolului, cu atânduși de cel necurat și îi depărtează. Și curățește lucrul numehilor tale și lucrând cu gradul de tata lucrare, îi vorbește de gradul satana sub picioarele ei. Și de miruință asupra lui și asupra duhului meu și lucrul necurat. Ca Domnul din mine ta să se împărticească de tainele tale, cele muritoare și cele ce vin să l-au lucrat. Sfântului și Fiului și Sfântului Duh, toată și pururea, și vecii vecilor, amin. Domnului să ne rugăm. Domnului miluiește. Doamne, Cel ce ești al care l-ai făcut pe om, după chipul și asemănarea ta, i-ai dat lui putința de a dobândi viața de veci după aceea, căzând prin păcat, nu l-ai trecut cu vederea, și ai rânduit mântuirea lumii prin întruparea Hristosului tău. Însuți, primește-L împărăția ta cea cerească și făptura ta aceasta pe care îi zbătută din robia vrăjmașului. Deschide-i ochii gândului ca să strălucească în ea lumina Evangheliei tale. Însoțește viața ei cu îngeri de lumină, ca să îi zbăvească de toată bântuiala potrivnicului, de întâmpinarea celui viclean, de vânul cel de la amiază și de neluciune rele. Ne părătează de la dânsă pentru vicleanul și necuratul Duh, părătează de la dânsă pentru vicleanul și necuratul Duh, părătează de la dânsă pentru vicleanul și necuratul Duh, care se ascunde să-l vicleanță, Amin.
mântuitor, mântuitorul cele sfinte al Hristosului tău, măgulear cinstit al bisericii tale, fiică și moștenitoare împărăției tale, ca după poruncile tale vețuim, păzim pe cei de-a nesănătate, fărind veșmântul împărnal, să dobândească fericirea sfinților în vieția ta, cu harul și cu mântările și cu iubirea de oameni, aleluia născut Fiului Tău, care ești binecuvântat cu prea sfântul bunul și de viață făcătorul Tău, acum și puria și în vecii vecilor. Amin. Așa, lășica mai e așa, cred că e prea cam așa. Te-ai peste satana și de toată lucrurile lui și de toate slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată chefia. Te-ai peste satana și de toate lucrurile lui și de toate slujitorii lui și de toată chefia lui. Te-ai peste satana și de toate lucrurile lui și de toate slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată chefia lui. Te-ai lepădat de satana. Te-ai lepădat de satana. Te-ai lepădat de satana. Sfântul Iisus Hristos, Sfântul Iisus Hristos, întoarce-mi spre răsărici cu mine. Te urmezi cu Hristos. Te urmezi cu Hristos. Te urmezi cu Hristos. Te urmezi cu Hristos. Și crezi. Cunoștința adevărului să vină, acum și pururea și în vecii vecinor. Amin. Domnul lumii să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, teamă că roaba ta milanimea către luminarea ta cea sfântă. Îngrenicește de acest dar mare în sfântă. Desbracul de omul, de omul cel veci și omuiește pentru viața din veci. Umple-o de puterea Sfântului Duh, spre unirea cu Hristos, ca să nu mai fie de acum frica Duhului și frica împărăției tale. Cu bună părința și cu harul meu i-a născut Fiului Tău, pe care ești binecuvântat, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecinor. Cu pace Domnului să ne rugăm, pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Oamenii,
pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră, se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea, cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se trimită harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, pentru ca să vină peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a treimii celui mai presus nefire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe prin venirea Sfântului Duh, pentru ca să se arate apa aceasta izgonitoarea toată bântuiala vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca vrednică să se facă de împărăția cea nestricăcioasă, cea care se botează într-o aceasta, pentru ea care vine acum la Sfânta Luminare și pentru mântuirea ei, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se arate ea fiică luminii și moștenitoarea veșnicelor bunătăți, pentru ca să se facă ea împreună sădită și părătașe morții și învierii lui Hristos, Dumnezeul nostru, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să-și păzească ea haina botezului și logodirea Duhului neîntinată și fără prihană, în ziua cea înfricoșitoare lui Hristos, pentru ca să se facă ea apa aceasta, baia nașterii din nou spre iertarea de păcate, spre îmbrăcăminte de nestricăciune, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre, pentru ca să fim izbăviți ea și noi, de tot necasul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mănătuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Fie, Doamne! Mariști, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Mariști, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Mariști, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Amin. Tu, suținea iubitorile de oameni, împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește apa aceasta. Amin. Tu, suținea iubitorile de oameni, împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește apa aceasta. Iisus, dar iubitorile de oameni, împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește apa aceasta. Amin. Și dă-i harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, fă pe ea izvor de nestricăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor, fiire de puterile cele potrivnice, neatinsă, plină de putere îngerească, să fugă de la ea pizman și zidiri Tale, că am chemat, Doamne, numele Tău, cel minunat, slăvit și înfricoșător pentru cei potrivnici. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Amin. Să luăm aminte, aleluia, să luăm aminte, aleluia, să luăm aminte,
Aliluia! Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce luminează și sfințește pe tot omul ce vine în lume, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Se unge roaba lui Dumnezeu Melania cu îngerilor bucuriei, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, pe dobăduirea Sfântului Sfântului. Melania, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și în urmea și în vecii vecilor. Mulți ani fericiți să vă trăiască! Ești, Doamne, Dumnezeule, atoțiitorule, izvorul bunătăților, soarele dreptății, care celor care erau întuneric le-a strălucit lumina mântuirii prin arătarea unuia născut Fiului Tău și Dumnezeului nostru. Ne-ai dăruit nouă nevrenicilor fericita curățire prin Sfântul Botez și Dumnezeiasca Sfințire, prin ungerea cea făcătoare de viață, care și acum ai binevoită naște din nou pe roaba ta aceasta nou luminată prin apă și prin Duh. I-ai dăruit ei iertarea păcatelor celor de voie și a celor fără de voie. Însuși, Stăpâne preandurată, împărată în tuturor, dăruiește ei și pe cetea darului Sfântului într-o tot puternicul și închinatului Tău Duh și cu minecare cu Sfântul Trup și scumpul sânge al Hristosului Tău. Păzește-o pe ea într-o sfințenia Ta, întărește-o în credința ortodoxă, izbăvește-o de cel rău și de toate uneltirile Lui și păzește-i sufletul în frica Ta cea mântuitoare, în curăție și în dreptate, ca în orice faptă și cuvânt bineplăcând Ție, să se facă fiică și moștenitoare cerește tale împărății, că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiești și mântuiești. Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Să ne rugăm,
Cel ce-ai dăruit robei tale, milonie, izbăvire de păcate prin Sfântul Botez și ai dat inuirea vieții și stăpâne, Doamne. Binevoiește să strălucească pururea lumina feței tale, inima ei, apără pavăza credinței, nebântuită de vrăjmaș, păzește, nescurcată și neîntinată haina nestricăciunii, cu care s-a îmbrăcat păstrând într-o ea cu harul tău nestricată pe cetea cea duhovnicească și fii milostiv acesteia și nouă, după mulțimea îndurărilor tale, s-a binecuvântat și s-a preasrăvit prea cinstit și de mare cuvință numele tău. Al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care prin spălarea botezului de strălucire cerească celor botezați, cel ce-a doua oară ai născut pe roaba ta aceasta, Melania, luminată, blinată și prin Duh și ai dorit iertare păcatelor sale. Pune peste ea mâna ta cea puternică și o păzește cu putere bunătății tale, ferește iar până necurată. Și învrednicește ca bineplăcânție să dobândească viața de veci, că Tu ești Sfințirea noastră și Ție se lavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cea care s-a îmbrăcat întru Tine, Hristoase, Dumnezeule, Ție dinpreună cu noi și-a plecat capul să păzești-o, să rămână ostaș nebiruit în vostru mică, și poartă în zadar. Dușmânia asupra noastră și asupra ei. Andruși. Și arată-ne pe toți biruitorii până la sfârșit. Dă-i o lunașă, dă-i o lunașă. Căle Tău este nemiluit și nemântuit pe noi și Ție se lavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, preasfântului, bunului și de viață făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și toți cu nașii după mine o colim de trei ori. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Evanghelist Matei, să facă cele bine plăcute ție, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești.
și ție sunt namele, sunt Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce prin săvârșirea Tainei Sfântului Cotești cu curătate, Vrei Sfinții pe cei ce cred în Tine. Binecuvintează prunca aceasta și pogoară peste capul ei binecuvântarea Ta și precum ai binecuvântat prin prorocul Samuel pe împăratul David. Binecuvintează și pe roaba Ta Melania, prin mâna mea păcătosul însoțit-o pe ea cu Duhul Tău cel Sfânt, ca spunem cu creșterea și cărunteții bătrâneților, să-ți înalțe slavă și să vadă mărătățile Ierusalimului în toate zilele vieții sale. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și veci vecilor. Amin. Așa, acum miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm Mesia, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, Doamne, miluiește. Îl rugăm pentru această nouă botezată oaba lui Dumnezeu, Melania, pentru sănătatea ajutorului Dumnezeu și mântuirii ei. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Gabriel și Iasmina Silvia, cei care sunt nașii ei și-au primit gândul aceasta la taia Sfântă și Dumnezeu. Pentru sănătate ajutorului Dumnezeu și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Dumnezeu moșie, Edward Dugan și Melissa Aisel, Melissa Aisel, cei care sunt moșie și-a primit munca aceasta la taina Sfântului Botez. Pentru sănătate, ajutor de la Dumnezeu și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! De oameni, Dumnezeu, Mesie, slavă, Vreță, Împăratului și Sfântului și Sfântului Acum și Iubirea și în veci. Pentru rugăciunile preacurate în sale maici, puterea cinstită și de viață păcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Ioan Prorocul, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, ocrotitorul acestei sfinte biserici, ale sfintei cuvioase Melania Romana, ale sfinților drepților dumnezeiești părinții Joachim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Thank you.
foarte apropiat. Ei, iau pe acolo, puteți să o luați. Să ne rugăm, pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm, pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu în biserici, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm, pentru sfântă biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră, se roagă întrânsa, Domnului, să ne rugăm. Pentru robii lui Dumnezeu, Iovanovici, Iulian și Andra Sorinela, care acum se logodesc unul cu altul și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să ni se dea lor fii spre moștenirea neamului și toate cererile cele către mântuire, pentru ca să ni se trimite lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fie binecuvântați ei de plină înțelegere și în credință tare, pentru ca să fie păziți ei în viață și purtare fără prihană, Domnului, să ne rugăm. Că Domnul Dumnezeul nostru să le dăruiască lor nuntă cinstită și viață neîntinată, pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, acolo mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, mântuiește! Când Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, cine și unii pe alății și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le aduni într-o unire și ai pus dragoste legătură neîntreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și i-ai arătat pe ei moștenitor făgăduinței tale, însuți acum binecuvintează pe robii tăi aceștia, povățuindu-i pe dâns și spre tot lucru bun, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.
se lumânește Domnul Dumnezeu, iubanul Iisuliam, proamul Dumnezeu, Andra Soimena, pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se lumânește Domnul Dumnezeu, iubanul Iisuliam, proamul Dumnezeu, Andra Soimena, pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu, Andra Sorimela, cu rogul Dumnezeu, Iovana Vicinian. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se iubește roaba lui Dumnezeu, Andra Sorinela, cu robul lui Dumnezeu, Iovana Vicinian. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se iubește roaba lui Dumnezeu, Andra Sorinela, robul lui Dumnezeu, Iovana Vicinian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, care împreună cu sluga patriarhului Avram ai călătorit în Mesopotamia, trimițându-l să logodească femeie stăpânului său Isaac, și prin mijlocirea scoaterii de apă ei descoperi să o logodească pe Rebeca, însuți binecuvintează logodna robilor tăi, Iovanovici Iulian și Andra Sorinela, și întărește cuvântul pe care și l-au dat. Unește-i pe dâns și cu sfânta unire cea de la tine, că tu din început ai zidit parte bărbătească și femeiască și de la tine se însoțește bărbatului femeie spre ajutor și spre dăinuirea neamului omenesc, însuți dară stăpâne Dumnezeul nostru, cel ce-i trimis adevărul peste moștenirea ta, și făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri, cei aleși ai tăi din neam în neam, caută spre robul tău Iovanovici Iulian și spre roaba ta Andra Sorinela și întărește logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că tu, Doamne, arătați să se dea logodire, să se întărească toate, prin inel s-a dat lui Iosif stăpânirea în Egipt, prin inel s-a preamărit Daniel în țara Babilonului, prin inel s-a arătat adevărul Tamare, prin inel Părintele nostru cel Ceresc s-a îndurat spre Fiul cel Risipitor. Această dreapta ta, Doamne, a trarmat pe Moise în Marea Roșie, căci prin cuvântul tău cel adevărat cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta robilor tăi să se binecuvinteze cu cuvântul tău cel puternic și cu brațul tău cel înalt însuți, dar și acum, Stăpâne Doamne, binecuvintează această punere a inelelor cu binecuvântare cerească și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate câte sunt și Ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Fericiți sunt toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile Lui. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine-ți va fi. Doamne, ție Dumnezeu nostru, Doamne, femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale, fii tăi ca niște vlăstare, tinere de măslină împrejurul mesei tale. Iată așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste voi. Mărire ție Dumnezeu nostru, mărire ție. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului
și a Sfântului Duh, acum și în pururia și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră, se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru robii lui Dumnezeu Iovanovici, Iulian și Andra Surinela, cei care acum se însoțesc unul cu altul prin taina nunții și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta ca și aceea din Cana Galilei, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se dea lor bună înțelegere, viață cumpătată și rod pântecelui spre folos, pentru ca să se veselească ei la vederea fiilor și a fiicelor lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să le împlinească lor și nouă toate cererile către mântuire, pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tone cazul mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpână noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururia Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Sfințitorul Nunții Celei Tainice și Preacurate și Legiuitorul Nunții Celei Trupești, Păzitorul nestricăciune și chivernisitorul cel bun al celor de trebuință vieții însuți, Stăpâne Doamne, Cel ce din început ai zidit pe om și l-ai pus pe el ca pe un stăpân al făpturii și ai zis: nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem noi ajutor din trânsul, și luând una din coastele lui ai zidit femeie, pe care văzându-o Adam a zis: iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu, aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, și pe care Dumnezeu i-a unit, omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul Tău cel ceresc peste robii Tăi aceștia, Iovanovici, Iulian și Andra Sorinela, și dă roabei Tale acesteia să se plece în toate bărbatului său și robului Tău acestuia să fie cap femeii, ca să viețuiască după voia Ta cea sfântă.
Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara, pe Isaac și pe Rebecca, pe Iacob și pe toți patriarhii, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta, pe Moise și pe Semfora, pe Ioachim și pe Ana, pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește-i pe dânsii, pe mire și pe mireasă, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Noe în corabie, pe Ionan, pântecele Chitului, precum ai păzit de foc pe sfinții trei tineri, trimițându-le lor rod din cer, și să vină peste ei bucuria aceea pe care a avut-o fericita Elena când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de ei, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie. Adu-ți aminte de ei, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ți-ai adus aminte de sfinții tăi 40 de mucenici, trimițându-le lor cu nun din cer. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, și de părinților care i-au născut și i-au crescut, pentru că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, și de robii tăi aceștia, Gabriel și Iasmina, Silvia, Eduard Drăgan și Melissa Aisel, nașii și moșilor, și de toți nuntașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine a cununiei. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de robul tău Iovanovici Iulian și de roaba ta Andra Sorinela și binecuvintează pe dânsii. Dă-le lor roadă pântecelui, prunci buni și bună înțelegere sufletească și trupească. Înalță-i pe dânsii ca pe cedrii Libanului, ca o vie odrăsărită, dă-le lor roadele pământului, ca toată îndestularea având să sporească spre toată fapta bună și bineplăcutăție, și să vadă pe fiii fiilor lor ca niște mlădițe tinere de măslin în prejurul mesei lor, și bineplăcând înaintea ta să strălucească precum luminătorii pe cer întru tine, Domnul nostru, căruia se cuvine slava, puterea, cinstea și închinăciunea împreună și Părintelui tău celui fără de început și Duhului tău celui de viață făcător, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavei tale să nu fie omul singur pe pământ, însuși acum, Stăpâne, întinde mâna ta din sfântul tău locaș și unește pe robul tău Iovanovici Iulian cu roaba ta Andra Sorinela, pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește-i pe ei într-un gând, încununează-i într-un trup, dăruiește-l o roadă pântecelui, dobândire de prunci buni, că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Sfântul Dumnezeu Iovanul Cilian cu roaba lui Dumnezeu Andra Sorinela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfântul Dumnezeu Iovanul Cilian cu roaba lui Dumnezeu Andra Sorinela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfântul omului Dumnezeu Iovan Vicilian, cu roaba lui Dumnezeu Andra Sorinela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Părinte, că vă mare. Să-i caut casca.
Din cauza coroanei împărat. Aia a fost unul de la sine. Și acum zice, vină. Și bunună roabă lui Dumnezeu, Andra Sorinela, cu robul lui Dumnezeu, Iovanu Miciunian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeu nostru, cu mărie și cu cinste, Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citir. Aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo. Și-a fost chemată la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai am vin. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis celor ce slujeau să faceți ceea ce mă va spune și erau acolo 6 vase de apă, făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor și care luau câte 2-3 vedre. Iisus ne-a poruncit, umpleți vasele cu apă. Și le-au umplut până sus, apoi le-a zis, scoate și aduceți în unului. Și ei au adus și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este. Dar slujitorii care scoseseră apa știau, a strigat nunul pe mire și i-a smuls. Orice om pune întâi vinul cel bun și când au băut bine pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa și au crezut într-însul ucenicii săi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Și ne înfrenicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice, toată lumea rostim rugăciunea Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci nu te vedeți în cer. Amin. Că Tăi este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Dumnezeule cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat cu una tuturor celor făcute de Tine și acest pahar de obște,
pe care le-ai dat celor care se însoțesc prin unirea nunții, binecuvintează-l cu duhovnicească ta binecuvântare, că s-a binecuvântat numele tău, s-a preaslăvit împărăția ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și curia și în vecii vecilor. Amin. Ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te înmulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Mașula, nu te închini acum, săruți crucea, Evanghelia. Asta. Icoana de pe cununie de aici, iconița asta, mâna dreaptă a nașului și a nașii. Mâna dreapta nașului, părinții dumneavoastră spirituali și alu nașica, mireasa în față, stânga dreapta aici pe cruce, nașica, mâna dreapta sus pe cununie,
Și tu, mireasă mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te înmulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduielile legii, ca așa binevoit Dumnezeu. Acum, și Uriel, că nu a ieșit din foc. Să vedem dacă scapă de foarte că iasă. Nu e aici, prinsă Uriel. Domnul Forfica la botez. Închină-te, mireasa, sărută Sfânta Cruce, Sfânta Evanghelie, icoana de pe colonie, la fel, în semn de prețuire și respect, sărută mâna dreaptă a nașului și a nașului. A mirelui nu. Era sfântarul lui. Acum împreună la jurământul căsătoriei, mireasa, pune mâna dreaptă aici. Mâna dreaptă acolo fiecare. Mirele pune mâna dreaptă, pune aceeași, pe jumatea ta și pe jumatea lui. Jurământul căsătoriei, ascultați ce vă spune părintele. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, ați săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar, că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită, și că nu vă veți abate de la datoriile voastre nici unul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Amin. Închinați-vă și mergeți la locuri. Domnului să ne rugăm. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea întrutot sfântă de o ființă și începătoare de viață, o Dumnezeire și o împărăție, să vă binecuvinteze pe voi, să vă dea vouă o viață îndelungată, naștere de prunci bun, spor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești, să vă învrednicească și de desfătarea bunătăților celor făgăduite, pentru rugăciunile preasfintei născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, rădăjdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și în veci vecilor. La amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează! Cum? E bine? Nu. Sfânta Maria Mică, 800. Da, Sfânta Maria Mică. E următoarea sărbătoare mare care urmează. Da. Cel ce cu venirea sa în Cana Galilei arăta nunta cinstită Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ocrotitoarea acestei tinere familii, al cărei praznic îl vor cinsti, ale sfinților, slăviților și întrutul lăudaților apostoli, ale sfinților de Dumnezeu încurunaților și întocmai cu apostolii, împărații Constantin și mama sa Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și ale tuturor sfinților, să ne minuiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Acestor cușelemoniile sfinte, odată am botezat fructul iubirii voastre pe Nicuța de Maria, iar acum v-am unit pe voi în fața lui Dumnezeu. Pentru că în aceste momente mai sluștorii biserici a chemat puterea iubirii care consfințește unirea voastră. Sunt multe date importante în viața noastră, dar aceasta a comuniei sau a botezului copiilor noștri sunt foarte importante. Dar pentru voi, de aici încolo, drumul vieții cu adevărat nu este comun și noi, cei care am avut bucuria și onoarea să vă fim alături astăzi, la aceste momente foarte importante în viața voastră, adică noi slujitorii bisericii, părinții dumneavoastră spirituali care suntem și față
și va purta focusată nașii și moșii, cei dragi vouă care v-au însoțit, vă dorim din tot sufletul, ca viața voastră de bună să fie fericită și Bunul Dumnezeu să binecuvânteze această călătorie a voastră pe Pământ împreună cu cele mai alese bucurii și împliniri. Sfatul nostru ar fi să nu vă opriți doar la un copil, că e cam puțin, și când e o casă animată de râsuri și de jocurile copiilor, cu adevărat, e o casă binecuvântată de Dumnezeu. Sunt multe lucruri importante care le realizăm împreună. Proiectul Dumnezeu pentru noi ca oameni este să nu fim singuri, nu bărbat singur, nu femeie singură și împreună. Și de la început, Bunul Dumnezeu a transferat acest atribut a nașterii și creșterii de copii celor doi, dar împreună. Ar fi câteva repere importante ale vieții conjugale, viața de familie sau viața de noi. În primul rând, sentimentul acesta care v-a adus să fiți împreună în viață și acum, în acest moment extraordinar în fața lui Dumnezeu, să-L amplificați în familia voastră, pentru că nu mențin niște lucruri sau niște interese, ci acest sentiment extraordinar că vă aparțineți unul altuia în această viață, în această lume, că ați găsit perechea voastră aici pe pământ. Aveți niște părinți, eu nu mă cunosc bine ca să știu cine sunt, cine sunt, în orice caz. Și voi sunteți părinți acum și deja ați început să înțelegeți ce înseamnă să ai grijă de propriul tău lăsare. Așa au făcut și părinții voștri, l-au născut, l-au crescut, l-au educat, poate au făcut și sacrificii să vă crească, să nu vă lipsească nimic, pentru că timpurile tot, cam totdeauna a fost câte o problemă. Și voi să fiți cu respect față de părinții noștri, ei acum n-au încheiat misiunea lor, doar se odinesc un pic și se bucură pentru noi. Dar tot părinții noștri rămân până la atunci la părinți. Și va veni poate și momentul când și voi trebuie să plătiți cumva această factură a iubirii față de proprii părinți, să-i ajutați atunci când va fi nevoie. De azi încolo sunteți și mai bogați prin prezența acestor părinți spirituali, chiar dacă n-am așa experiență extinsă de viață. Am văzut în 2019, da. Așa, nu știu, moșul, ești căsătorit, ești căsătorit. Că de-aia nu vreau să bea din pahar, că e frică că se prinde. Nașii trebuie să fie pentru tânăra familie un fel de, să vorbim în engleză și așa, un fel de supervisor, să vedeze asupra bunului univers al vieții voastre, să vă sfătinească, să vă ajute. În același timp, să fie lângă voi în toate momentele importante în vieții și mai ales la sărbătoarea Sfintei Mariei Mici, pe care voi ați ales-o să fie ocrotitoarea casei și familiei noastre. Atunci știți că după tradiția noastră se face masă importantă, chiar dacă o să trăiți prin Germania sau pe unde, să nu uitați ca în această zi să vă rugați la Dumnezeu să-i mulțumiți pentru tot binele care v-ați primit și să faceți masă mare și bogată cu cei dragi voi. Că ăia de pe acolo nu prea știu să respecte tradițiile și obiceiurile noastre. Încă o dată vă dorim fericire, răcurii, unul Dumnezeu să vă dorească tot ce frumos și bun în această loc. La mulți ani! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină,
tăinuiți pentru credință și mântuire la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți.